locuit în minutul 30 într-un cor de fluierături vasco și abia atinsese de 2-3 ori mingea. Peralta trimite slab în afara terenului. S-a întors frumos Peralta de lângă Cristi Tănase, însă nu a reușit să centreze. CFR-ul se apără organizat, aceasta pare să fie prima una preocupare pentru jucătorii lui George Coșta, să acopere bine terenul. Sunt ceva incidente la peluza din spatele porții lui Tătărușanu, e nevoie de intervenția stewardilor, își fac apariția și jandarmii în stadion. Cum bine știți, sunt obligați să stea în afara arenelor. Atacul Stelei cu Cristi Tănase în duel cu Ricardo Cadu, cel care